Andrei Sclifos ar fi trebuit să fie muzician, dar a ajuns să fie cunoscut ca autorul poveștilor în ceramică. Își amintește că de la 7 ani, cu trompeta în mână, mergea la școala din Criuleni. Întrucât provine dintr-o familie de muzicieni, părinții își doreau ca și Andrei să cânte într-o orchestră. Ajuns student la colegiul Ștefan Neaga, viața lui a luat o altă întorsătură. Trăiam în cămin, iarăși situații din astea în viață care sunt neprogramate. Ștefan Neaga are căminele împreună cu plămădeala, adică cu pictorii, cu sculptorii. Și prietenii mei de la plămădeală au văzut că eu fac diferite chestii, mi-au adus și lut. Permanent îmi spuneau că am încurcat adresa, trebuia mai la ideală să învăț, adică la plămădeală, nu la Neaga. Și acolo s-a născut, în căminul la Neaga s-a născut, da, ceramistul. După ce a absolvit colegiul Ștefan Neaga, a mers în România la un meșter cunoscut de peste Prut, de la care a învățat meseria. Atunci credea că se va specializa în olărit, dar a înțeles ulterior că vrea să facă altceva. Vrea mai multă emoție, umor și nebunie în lucrările sale. Tocmai la Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Horezul, unde ca pe timpuri când mergeau să ucinească cineva, așa am ucinit și eu la un meșter acasă, ca olar, dar pe parcurs am înțeles că olăritul nu este într-atât al meu, mă plictisesc și, adică, pas după pas am ajuns să fac ceea ce mă reprezintă acum pe mine și o fac în mare măsură pentru să mă simt eu bine. Inspirație pentru Andrei Sclifos este neamul românesc. Prin lucrările lui vrea să arate caracterul națiunii. Noi suntem, avem alte particularități. Particularitățile de, nu știu, un neam hăios, un neam bine și cu invidii și cu toate lucrurile astea, când să le încărcăm, arată foarte interesant și deosebit. Andrei Sclifos spune că toate domeniile artei populare au evoluat. Oalele, ulcioarele nu mai sunt atât de solicitate de oameni. Potrivit ceramistului, acum necesitățile sunt mai multe de cor, iar moldovenii preferă lucrări ce le aduc aminte de casă și de tradiții. Aici este un gâtlan, un burlui ulcior, numai că nu este funcționabil pentru a turna. I-am schimbat total funcția lui. O să aibă într-un bec și o să fie o lustră care o să fie atârnată sus și o să lumineze. Meșterul spune că fiecare creație are o poveste aparte și doar foarte rar poate face aceeași lucrare de două ori. De exemplu, aici este reprezentată o scenă de colind, cu colindători, lucrează și clopoței aici, dar de copeluț care, iată, la noi iernile cam sunt moi, adică stopește săpada de pe acoperiș. Este tradiția de Crăciun. În timp ce Andrei Sclifos face ca lutul să devină lucrări haioase, Victoria, soția acestuia, le pictează.